Vă doresc la fiecare, la toată lumea, o distracție plăcută și sper să ne mai revedem de mai multe ori. Nu la 70 de ani. Copaci, Peter. Legarul Daniela. Letai Andrei. Este Lengel Ladislau. Zici și mai este. Îmi pare bine că mă aflu aici. Și eu m-am măsurat. Am și eu un copil. Dar de ce ești bine? Pentru că așa se cade. Îmi pare bine că ne simțim bine aici. Am auzit pe cineva spunând că dacă cineva vorbește mult, atunci nu e bine. La revedere. Mulțumim. Luca Dan. Am avut emoții să vin, am zis că n-am ce să mai vorbesc cu mulți oameni pe față. M-am recunoscut pe jumătate dintre voi. Stau în Sibiu, sunt căsătorit, am o fică de 19 ani. 12 chiar n-au. Matei Teodora, Marcu Călin, Mărculescu Nicolae, Mălăcea Mihai, Mănoiu Samuil, Mehmet Pilghe, Miron Liviu. Baronul de Bracu. Zis baronul. Bună seara, mă bucur că ne-am întâlnit după 20 de ani, sunt încă necăsătorit și că mai practic meseria de inginer la Cofirmă German, la Cod. Mulțumim! Manca și Horatiu, Miu Dan. Da. Tu când ai început cu grupa noastră? Să se apropie. Bună seara! Sper să ne vedem în continuare în un număr cât mai mare și la următoarele aniversări. Și drag să-mi văd în continuare. Mihai Ion. Mocea din Zoltan. Vine acum. Stai. Cred că pe majoritatea foștilor colegi am văzut acum peste 20 de ani. Eu trăiesc în Târgu Secuiesc, am un copil de 16 ani și îmi pare nespus de bine că mă aflu printre voi. Sper să ne mai întâlnim și peste 5 ani sau și mai devreme. Mulțumim! Moțiu Cristina. Naum Ionuț. Neamțu Daniela, Nemes Gheorghe, Oltean Maria, Drăgan Florin, Motișan Eugen, Popa Ovidiu, Pănescu Liliana și Păcurar Narci! Pentru că la antrenare de 10 ani am lipsit, nemotivat, ca de obicei.
Eu chiar aș vrea să facem chestia asta mult mai des de decât am făcut-o până acum. Chiar am altfel și mai des. Pentru cine nu știe, am divorțat de Gabi. Am o fiică cu grea de 14 ani, Laura Maria, cu Alina, care tocmai mă filmează, am emoții. Am un doi năzăvan de băieți, unul de 12 ani, aproape Patrick, și cel mic Alice, are 5 ani. Cine e curios să vadă și să ne vadă pe toți acolo pe internet, ne pot vizita la adresa popular.com. Da, am fapt, te chemat ce ne-au și ce ne mai trebuie. Se pare că aveți nu prea un microfon, eu chiar nu vă suntem aici și... Mulțumim! Petrovici Liviu, Popa Lucian, Popa Livia. E la gară. Popa Dana, Prunoiu Marian, Peștean Tiberiu, Racoții Gabriela. E pe vine. Găluțavu Paul, Rognan Mihai. Unde fi? Îmi face o deosebită plăcere să ne reîntâlnim. După 20 de ani, am rămas surprins să constat că am fost totuși inclus în albumul de absolvire. Acum domnule. Eu, ducând la absolvire trei generații de studenți, îmi face deosebită plăcere să mă întâlnesc cu cașca cu care m-am simțit cel mai bine. Și din punct de vedere personal, trebuie să recunosc eu că m-am căsătorit a doua oară și ultima dată, sper. Am o fetiță de 4 ani, o prințesă adevărată. Sper să ne simțim bine în continuare și să ne revedem cât mai curând. Roșu Constantin, Rășină Cosmin. A venit. Bună seara, mă bucur că ne-am întâlnit. Îmi pare rău că n-am fost acum 10 ani, când am înțeles că o parte dintre voi au reușit să se întâlnească. Eu am rămas în Brașov. Sunt căsătorit de 23 de ani. Aproape vârsta pe care o împlinește și fata mea. Ea e în anul întâi de masterat la peisagistică și urbanism în București și e, cred că, cea mai mare realizare a mea. Ingineria am cam uitat-o, probabil ca mulți dintre voi, dar m-am învățat să mă descurc. Sper să reușim să ne întâlnim mai des, dar nu foarte des, că asta e apanajul celor foarte în vârstă. Și vă doresc să vă simțiți în continuare mai bine și decât până acum. Popa Livia. Bună seara! Să vă revăd pe toți după 20 de ani. Cu o parte m-am mai văzut și acum 10 ani. După ce am terminat facultatea, am lucrat timp de 8 ani la Vitești, după care am revenit în Brașov și lucrez la Chembric, în domeniul pe care l-am învățat, în inginerie. Sper să ne simțim foarte bine în seara asta și vă doresc distracție plăcută! Mulțumim! Racoții Gabriela! Sunt, dar după ce am terminat facultatea, am lucrat la Republica din Reghin, 4 ani, 5 ani, nu știu cât, foarte puțin. După aceea ne-am privatizat și facem mobilă la comandă, avem un atelier al nostru. Am doi băieți, băiatul cel mare a terminat astăzi facultatea, au avut cursul festiv la Cluj.